Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Autoritățile din Târgu Jiu anunță cetățenii că se fac lucrări la un pasaj peste calea ferată. Circulația va fi deviată, vă dăm detalii imediat la știri. Un tânăr gorjean dispărut de două zile a fost găsit într-o râpă lângă un ATV. Detalii despre cum a ajuns acolo tânărul aflați imediat în jurnal. O vulpe cu o găină în gură a fost filmată într-un cartier din Târgu Jiu. Localnicii se plâng că nu este pentru prima dată când vulpea dă târcoale. Gata cu așteptarea, șoferii pot tranzita podul peste Jiu din zona Lainici. Investiția a fost finalizată, iar în această dimineață s-au efectuat și teste de rezistență pentru a vedea dacă podul rezistă la capacitatea maximă proiectată. Reprezentanții de la drumuri fac apel la participanții la trafic să circule în continuare cu prudență pentru că lucrările nu s-au terminat. Vești bune pentru șoferii care tranzitează defileul Jiului. A fost finalizat noul pod peste Jiu în apropierea mănăstirii Lainici. Convoaie de camioane încărcate au testat în această dimineață rezistența la greutatea podului. Au fost efectuate testele de rezistență ale podului de pe DN66 din zona Lainici, podului nou. Testele s-au făcut cu convoi de autocamioane încărcate la capacitate maximă, monitorizate de specialiști. Testele au fost în regulă, au trecut cu bine toate testele. În acest moment se circulă în regim de șantier pe noul pod și pe bretele de acces. Circulația a fost, s-a luat decizia de a se circula pe noul pod pentru a se putea efectua și rampa de acces pe pod dinspre Bumbești-Jiu, pentru că altfel eram nevoit să închidem total circulația pentru a se putea efectua și această lucrare la rampă. Reprezentanții de la drumuri atenționează însă șoferii că se circulă în continuare în regim de șantier pe un sens de mers dirijat cu semafoare electrice, iar restricția de 30 de tone rămâne în vigoare momentan. Circulația se desfășoară în condiții de șantier cu o viteză maximă de 10 km pe oră dirijată cu semafoare electrice pe un singur sens de mers. Menționăm faptul că până la finalizarea lucrărilor și recepționarea acestora la noul pod, restricția de 30 de tone, masă maximă totală, rămâne în vigoare. Investiția a costat 20 de milioane de lei fără TVA, fiind prinsă aici și parcarea de la Line. Senatorul Ion Iordache a tras linie la prima sesiune parlamentară a acestui an și a făcut o scurtă trecere în revistă activității sale din ultima perioadă. Acesta a vorbit despre proiectele care au fost promulgate sau urmează a fi promulgate. Unul dintre cel mai important se referă la reducerea prețurilor la benzină și motorină, iar altul vrea ca terenurile și clădirile nefolosite să treacă din proprietatea companiilor de stat în proprietatea primăriilor. Iordache a trecut în revistă toate proiectele inițiate de el. Primul despre care a vorbit a fost cel în care primăriile și consiliile județene ar putea fi scutite de taxele pe care le plătesc acum în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor pentru construcții publice. Vreau să enumăr și să vorbesc despre proiectele pe care le urmărim în această perioadă. Este vorba de o propunere legislativă care a primit o parte din avize, chiar zilele trecute a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și este vorba de propunerea legislativă care sau prin care propunem să fie scutite de plata taxelor pentru obținerea de avize pe proiectele de interes public a autorităților publice locale. Deci autoritățile publice locale să nu mai plătească contravaloarea avizelor pentru proiectele publice, care proiecte publice fiind de interes public, fiind din bani publici, proiectul inițiat de către mine și semnat și susținut de către parlamentari de la mai multe partide, inclusiv PSD, PNL, UDMR, legat de scutirea de la plata contravalorii avizelor pentru proiectele de interes public, un proiect care a fost
pentru acest moment susținut de foarte mulți parlamentari și deja obținut zilele trecute aviz pozitiv de la Consiliul Legislativ și a obținut și avizul Consiliului Economic și Social, care este la Senat ca și primă cameră sesizată. Iordache a amintit și despre proiectul de lege prin care se dorește ca terenurile și clădirile companiilor de stat, unde statul este acționar majoritar, să fie trecute obligatoriu în proprietatea primăriilor. Avem propunere legislativă privind transferul terenurilor și altor active de la societățile cu capital majoritar de stat și regiile autonome către autoritățile publice locale, la solicitarea acestora. Aici este vorba de active care nu sunt în momentul de față folosite de către aceste societăți, regii autonome, și nici nu le au în planurile de dezvoltare ale lor, dar le țin de cele mai multe ori în paragină. Autoritățile publice locale nu pot să-și dezvolte proiecte, și în special cu finanțări nerambursabile, care ar fi necesare comunităților, iar acestor societăți și legii autonome le generează cheltuieli, ce a fost votat cu o majoritate de 2/3 la Senat și acum este pe circuitul legislativ la Camera Deputaților. La fel urmărim circuitul și, să, bineînțeles, discuții avem cu parlamentarii de la Camera Deputaților ce fac parte din comisiile care urmează să îl avizeze. Un alt proiect depus de Ion Iordache se referă la reducerea prețurilor la combustibil. Conform parlamentarului de Goj, adoptarea unor astfel de măsuri ar duce la scăderea prețurilor carburanților cu 2,5 lei per litru. Un alt proiect la care suntem inițiatori și care este de o importanță deosebită pentru întreaga comunitate, pentru întreaga țară, pentru toată lumea, este aceea de a reduce prețurile la combustibili prin reducerea TVA-ului de la 20% de la 19% la 5% și acciza să se reducă la jumătate. În acest fel ar scădea prețul la combustibil cu aproximativ 2,5 lei per litru de carburant. Și ar fi un real ajutor pentru toată economia, nu numai pentru cei care folosesc direct combustibil. Ion Iordache a declarat că în această perioadă are și activități în județ. Chiar astăzi s-a întâlnit cu antreprenorii din construcții, pentru că în perioada următoare se vor derula anumite programe de finanțare în zona de construcții. Senatorul a dorit să se asigure că totul va merge ca la carte. În urma discuțiilor purtate, Iordache a constatat că este nevoie de un grup de lucru și întâlniri cu șefii de instituții pentru a rezolva anumite probleme întâlnite în teren. Vești bune pentru șoferi, încă o trecere la nivel cu calea ferată va intra în reabilitare. Este vorba despre trecerea peste calea ferată de pe strada Ana Ipătescu din Târgu Jiu spre Comuna Dănești. Potrivit primarului Marcel Romanescu, investiția va fi demarată luna aceasta, iar lucrările vor fi realizate de Societatea Edilitarea cu bani alocați de CFR. Această trecere creează mari nemulțumiri șoferilor, se circulă cu dificultate, îngreunând traficul rutier din zonă. Autoritățile locale au demarat această investiție pe perioada verii pentru că zona nu este atât de tranzitată, ținând cont de faptul că este perioada concediilor, iar traficul nu este mare. Acum 3 ani de zile am luat legătura cu reprezentanții CFR Infrastructură pentru aceste reparații care trebuie făcute la nivelul căilor ferate de pe raza municipiului Târgu Jiu, pasajele de trecere autoturismelor. Știți foarte bine că aveam probleme pe Tudor Vladimirescu. S-a făcut o amenajare pe Tudor Vladimirescu, ulterior a fost o reparație care s-a făcut, o amenajare care s-a făcut pe primul tronson de pe Ana Ipătescu, intersecție cu Tudor Arghezi. Acum, prin finanțarea asigurată de către reprezentanții căilor ferate române, reabilităm și cea de-a doua trecere de cale ferată de pe Ana Ipătescu, de la acel pod care l-am reparat în perioada trecută spre Dănești. Este un tronson de cale ferată extrem de tranzitată de către cetățenii care ajung în Dănești și vin dinspre Dănești spre Târgu Jiu și am considerat că e bine să facem această investiție acum,
În perioada în care totuși numărul de mașini care ajunge și pleacă din Târgu Jiu este mai mic. E o perioadă de vacanță, de concedii și toate investițiile care le realizăm încercăm să le facem în această perioadă, inclusiv pe calea eroilor și aici pe februarie și Geneva vor intra în reabilitare pe acel proiect legat de finanțarea pe care am obținut-o pe calea eroilor până la 1 septembrie. După 1 septembrie știți foarte bine ce se întâmplă și în municipiul Târgu Jiu, un trafic mult mai mare pentru cei care vor să ajungă la unitățile de învățământ sau pentru cetățenii care se întorc la locurile de muncă. Cei care doresc să ajungă în Dănești trebuie să urmeze alt traseu însă. Odată cu începerea lucrărilor, traficul va fi deviat prin satul Botorogi, o variantă ocolitoare. Din ceea ce știu eu și din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții căilor ferate române, se blochează accesul spre Dănești pe această zonă și se va merge pe zona Botorogi, pe Mărgăritarului, de la Romanești, în stânga, Botorogi, Avicola și ulterior se intre prin comuna Dănești și se ajunge în această locație. De ce? Pentru ca lucrările să se poată desfășura în câteva zile. Din momentul în care edilitara va intra în amenajare, vorbim doar de o amenajare la suprafață, ca să putem evolua cu această lucrare pe o perioadă scurtă de timp, trebuie să blocăm accesul pe acest tronson de drum, iar ulterior cetățenii vor putea beneficia de condițiile cele mai bune. Șoferii s-au plâns de nenumărate ori de faptul că trebuie să fie cu ochii în patru atunci când circulă peste calea ferată de pe strada Ana Ipătescu din Târgu Jiu, ca să nu-și distrugă mașinile. A fost încheiată o nouă campanie de colectare selectivă a deșeurilor electrice și electronice în Gorj. Peste 120 de tone de gunoaie au fost adunate din județul nostru. În schimbul electrocasnicelor vechi predate în această campanie de colectare, proprietarii rablelor nu au mai primit vouchere valorice, ci tichete cu care au participat la o tombolă cu premii. Ieri la prefectura Gorj a avut loc și extragerea premiilor, iar cei mai norocoși au primit cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine sau dispozitive de călcat rufele. Campania de colectare selectivă a deșeurilor electrice s-a încheiat la nivel de județ, iar gorjenii care au scăpat de electrocasnicele vechi au primit altele noi după extragerea premiilor la tombola organizată de autorități. Chendiu Elvira, Comuna Bălești. Deci trebuie să luăm din fiecare. Da. Sperăm să-l duc. Bălășan Ion, Comuna Turcinești. Deci până acum acoperim toată zona. Câte trebuie să mai extragi? Încă două pentru mașini de călcat. Negu Calotă Dumitru, Comuna Scoarța. Suntem ok. Eu zic Doamne ajută. Butușină Mirela, sat Bobul, Comuna Scoarța. Peste 120 de tone de deșeuri au fost colectate din județul Gorj. Pot să vă spun că în cele două luni de zile am strâns peste 120 de tone de deșeuri electrocasnice cele din tot județul Gorj. În același timp, în aceste urne avem peste 500 de persoane care au dat electrocasnice vechi. Aici mă refer la televizoare, mașini de spălat, laptopuri, tot ce ține de acest aspect. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții celor două firme, am stabilit ca în luna septembrie să mai facem încă o nouă campanie la nivelul județului Gorj, iar în acea perioadă vom face și alte surprize celor din județ, pe lângă aceste extrage, dar toate la momentul respectiv. Primarul din Bălănești spune că în urma acestor acțiuni cetățenii au înțeles că gunoaiele nu se aruncă la întâmplare, iar din localitatea pe care o conduce au fost ridicate 10 tone de gunoaie. Iar pe lângă aceste acțiuni, Avis Gorj va încerca să implementeze și alte acțiuni care până la urmă cetățenii trebuie să conștientizeze, fiindcă deșeurile menajere sau orice fel de deșeu nu mai trebuie aruncate la întâmplare și pentru a avea un județ curat, cu toții trebuie să ne implicăm. Acțiunea a fost una lăudabilă și a fost cu succes. Au fost alte acțiuni înainte care au mai fost pe raza localității acest gen, numai că de această dată s-a schimbat un pic problema în care cetățenii trebuia ca să sune, să anunțe. Până la urmă ne-am implicat autoritățile locale și am reușit. Încă mai este necesară de o altă acțiune, care sper că va veni până la sfârșitul anului, deoarece sunt cetățeni care doresc în continuare să nu mai arunce, au înțeles lucrul care este de nu am aruncat deșeurile la întâmplare și totodată să ne conformăm și să facem ceea ce trebuie. Gojenii care au renunțat la aparatele vechi au câștigat altele noi în urma extragerii. Astfel de campanii vor mai avea loc în județul Gorj.
Atac mafiot într-o localitate din județul Dolj, 3 mașini ale unei familii au fost vandalizate. Atacatorii nu s-au oprit la distrugerea mașinii, ci ar fi agresat și o tânără mamă care avea în brațe un copil. Agresorii ar fi localnicii ai aceleiași comune, iar conflictul între victime și agresori este unul mai vechi, care datează din campania electorală. Asta susțin victimele, însă polițiștii încearcă acum cu exactitate să afle ce s-a întâmplat și de la ce a pornit totul. Atacul a avut loc în localitatea Podar din județul Dolj. O tânără a declarat pentru jurnaliști de la Dolj TV faptul că a fost agresată în momentul în care a surprins atacatorii că distrugeau mașinile. Eram în casă, îi dădeam fetișii să mănânce și am avut niște bubuitori. Am ieșit, am văzut, am început cum natul meu să țipe, a văzut ce s-a întâmplat, am văzut când am ieșit la poartă, mai mulți erau dați jos din mașini cu bute, s-au pus să spargă mașinile, care motiv nu știu. Și am încercat să, am început să țipăm, să-i oprim. M-am împins cu fata, am sărit în mașină și au plecat. Să mă omoare și pe mine și pe față, să tac din gură și să stau în banca mea și că o să o omoare și pe bărbatul meu. Și acum stăm cu frică, adică cerem, mă, să nu vrem ajutoare, cât mai mult poliție, pentru că mi-e se frică. Stau cu fața în casă și poate să intre și peste noi în casă. Soțul femeii a declarat că la mijloc este vorba despre simpatii politice, acesta fiind și motivul scandalului. El susținea echipa PNL, eu echipa PSD a actualului primar și de atunci tot m-a amenințat și pe internet și pe unde spuneam noi de lucrurile făcute pentru comună. El ne înjura, ne jignea și acum 20 de minute a fost la poartă și a zis că nu se lasă până nu ne termină de tot. A dat cu soția jos, cu fata, am o fetiță de un an și 5 luni, uita și noapte și mașina lui cumat, nu știu, văd toate ale mele. Eu nu eram acasă, eram aici în spate la un vecin și am venit acasă. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Polițiștii secției numărul 3 Poliție Rurală Bucovăț au fost sesizați de un bărbat din comuna Podari cu privire la faptul că un alt bărbat din aceeași localitate i-ar fi spart geamurile de la 3 autoturisme parcate în fața locuinței. La fața locului s-au deplasat polițiștii care efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, a transmis IPJ Dolj. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Accident în Craiova între un tir și un autoturism. Impactul a fost unul extrem de violent și s-a întâmplat după ce șoferița a scăpat mașina de sub control și a intrat sub roțile mastodontului. Femeia a fost rănită, preluată de o ambulanță și transportată la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut impactul. Accidentul s-a petrecut pe o stradă din Craiova. Imediat după impact, martorii au sunat la 112 și au alertat autoritățile, la fața locului fiind direcționate mai multe echipaje de intervenție. În urma evenimentului rutier, femeia a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, arată IPJ Dolj. Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Accident rutier pe Valea Oltului, traficul a fost blocat complet după impactul dintre un autoturism și un tir încărcat cu apă minerală. Impactul a fost unul violent, iar 3 persoane, între care și un minor, au fost rănite. Toate cele 3 victime au refuzat însă transportul la spital. Accidentul s-a petrecut pe drumul național 7 Valea Oltului, pe raza localității Racovița, județul Vâlcea. Autoturismul s-a izbit în plin de tirul încărcat cu apă minerală. Imediat după impact, martorii au sunat la 112 și au alertat autoritățile. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, care au constatat că 3 persoane au fost rănite în urma coliziunii. Printre victime s-a aflat și un minor. Toate cele 3 persoane au fost rănite ușor și au refuzat să fie transportate la spital. În zona accidentului s-au format cozi imense și asta pentru că traficul a fost blocat complet, preț de 10 de minute până la finalizarea intervenției la fața locului. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți în alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. RGS Trans angajează șoferi categoria B, 3,5 tone pentru transport marfă pe comunitate.
Se oferă salariu pe țară diurnă între 42 și 45 de euro pe zi, în funcție de experiență, posibilitate plată pe card și contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se cere obligatoriu experiență minimum 6 luni în transport marfă pe comunitate, seriozitate și responsabilitate, cunoașterea documentelor de transport, cunoaștere bună a utilizării navigației GPS plus coordonate intermediare și WhatsApp, iar cunoașterea unei limbi străine constituie avantaj. Relații la telefon 0764612902. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu organizează înscrieri la Facultatea de Inginerie. Pentru sesiunea iulie 2022, candidații se pot înscrie în perioada 4-22 iulie. La Facultatea de Științe Economice, pentru sesiunea iulie 2022, înscrierea candidaților se face în perioada 4-27 iulie. La Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, înscrierea candidaților se face în perioada 11-23 iulie. Iar la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înscrierea candidaților se face în perioada 4-22 iulie. Ne găsiți la adresa admitere.utgjiu.ro. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Artego S.A. este prezent pe piață de peste 4 decenii și este lider autohton și european în producția articolelor de cauciuc. Peste 100 de tipuri de benzi transportoare și 150 de variante de plăci tehnice și covoare produse într-o singură fabrică, Artego. ...65 de brevete proprii, numeroase premii naționale și internaționale de excelență pentru calitate și tehnologie fac din Artego partenerul la care veți găsi soluții pentru toate nevoile afacerii dumneavoastră. Artego S.A. Prețuri minime, calitate maximă. Hotel Dacian, a situat pe malul Jiului, la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate, dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sicline au fost sesizați prin apelul unic 112 de către un bărbat din aceeași localitate despre faptul că aproximativ două zile nu l-a văzut pe fratele său vitreg, motiv pentru care a plecat să-l caute pe acesta, iar în punctul, culmea mică, l-a găsit inconștient printre copaci lângă un ATV. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că bărbatul de 44 de ani din orașul Sicline, în timp ce conducea ATV-ul prin pădure, a pierdut controlul acestuia, căzând printre copaci. La fața locului s-a deplasat un echipaj medical din cadrul serviciului de ambulanță Goj, un echipaj Izmurt, dar și un echipaj Salvamont, pentru a-i acorda îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul orașului Târgu Cărbunești pentru efectuarea de investigații medicale de specialitate. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Polițiștii locali au depistat o persoană în timp ce abandona deșeurile textile într-un loc nepermis, drept pentru care a fost aplicată sancțiune contravențională în valoare de 1000 de lei. În conformitate cu prevederile ordonanței de Consiliu Local numărul 169 din 2006 privind aprobarea regulamentului de gospodărire a municipiului Târgu Jiu. De asemenea, persoana sancționată contravențional a ridicat deșeurile depozitate ilegal, curățând terenul pe care au fost abandonate gunoaiele respective. Poliția locală Târgu Jiu a intensificat acțiunile de patrulare în zonele în care se abandonează frecvent deșeuri de orice fel, în scopul prevenirii și combaterii acestui fenomen. Un târgujean a surprins în această dimineață o vulpe într-o parcare din Târgu Jiu. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare și au devenit virale. Vulpea surprinsă în parcarea din zona Plopilor din municipiu avea în gură o găină, cel mai probabil a oamenilor din zonă. Cert este că localnicii au comentat la postarea din mediul online și au zis că nu este pentru prima dată când vulpea își face apariția în zona respectivă. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-au rămas de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi! Găsim, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, interviul zilei. Ne aflăm în orașul Novaci, vorbim cu doamna Elena Firu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Am văzut că aveți o colecție impresionantă de costume populare, tradiționale, făcute de dumneavoastră. Să ne spuneți mai multe amănunte despre fiecare. Am și costume de bărbat și costume de femei. Aici sunt costume mai vechi lucrate, care au mai fost și folosite. De bărbat, e format din cămașe, vestă, pantalon.